acum anunțat pentru azi la 12. Da, la ce pavilion? La pavilionul de aici. Da, este 1, 2 sau 3. Noi doze de vaccin au ajuns la centrul regional din Constanța. O parte dintre acestea au fost direcționate către pavilionul expozițional. Centrul regional de distribuție Constanța a mai primit 10.000 de doze din vaccinul Moderna, astfel am ajuns la peste 40.000 de doze recepționate. În acest moment, pe raza județului Constanța, se continuă vaccinarea cu toate cele trei tipuri de vaccin, respectiv Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Noile doze de vaccin Moderna vor alimenta cele 8 fluxuri destinate acestui tip de vaccin. Mare parte dintre ele vor fi folosite pentru vaccinarea persoanelor care se află la rapel. La centru, constanțenii se pot vaccina cu Pfizer sau AstraZeneca. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii s-au așezat la coadă pentru a se imuniza. Abia așteptați? Da, de ce nu? De ce nu? Sigur. Cu soțul sunt, el are vârstă, are mai multe probleme de sănătate, eu mai puține. Dar la vaccin cu tot încredere. Ce tip de vaccin ați ales să vă vaccinați? Pfizer. De ce anume? Pentru că am auzit numai lucruri bune despre el. Contrapartidă la AstraZeneca, care au fost multe cazuri. Începând cu data de 4 februarie, în județul Constanța au fost imunizate peste 115.000 de persoane. Chiar și așa, numărul infectărilor continuă să crească. Vineri, 26 martie, potrivit statisticii Prefecturii Constanța, indicele a atins pragul de 5,84 de cazuri la 1.000 de locuitori în municipiu, iar în județ este de 3,88.